40 de ani de la înființarea Liceului de Marină din Giurgiu au aniversat sâmbătă, 5 aprilie, într-un cadru festiv, colectivul de cadre didactice și foști elevi acestei școli prestigioase de marină. Alături le-au fost și oficialități locale, parlamentari, dar și mulți dintre cei care s-au format de-a lungul anilor în promoțiile fostului liceu de marină. Am reușit să facem de-a lungul anilor foarte puține agape pentru că noi am avut elevi din toată țara. Majoritatea navigă, foarte mulți sunt plecați în străinătate și stabiliți acolo, plecați cu familii după 90, deci agape nu prea am putut să facem. Ne-am regăsit pe Facebook din 2010, strâng adrese și țin legătura cu ei și am reușit, după cum se vede, să aduc o parte din cei care au terminat aici la noi de-a lungul celor 40 de promoții. Seria manifestărilor și programul de desfășurare au fost organizate în cel mai mic detaliu de un grup inimos de foști elevi, printre care și Florin Antonescu, absolvent al promoției 1985. Mândri că au absolvit cursurile acestui liceu, foștii elevi ajunși acum în diferite medii sociale și politice, asigură actuala conducere de tot sprijinul pentru ca acest grup școlar să existe în continuare și să revină ceea ce a fost odată. Recunosc că liceul este schimbat în bine. Anii au trecut, sălile sunt mult mai moderne, la fel de frumos echipate, cadrele didactice, îmi dau seama acum că sunt mai tinere decât mine, deci au trecut ani, dar lucrurile s-au schimbat mult în bine. Consider că un tânăr se poate înscrie sau își poate dori să participe la activități de formare profesională, de la activitate de educație, de formare în general, la acest liceu, pentru că este un liceu care beneficiază de o infrastructură deosebită. Sprijin dezvoltarea și îmbunătățirea vieții în acest liceu, iar din cea de inspector voi avea grijă de liceul ăsta și vă asigur pe toți colegii mei că în continuare, chiar dacă nu mai sunt aici, am fost profesor aici 10 ani, voi avea grijă de el în continuare. În prezent, Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu școlarizează elevi în specializări tehnice, profile care de-a lungul anilor au fost desființate, profilele tehnice nemai fiind atractive în ultimii ani pentru viitorii liceeni. Prezent la aniversarea Liceului de Marină a fost și deputatul de Giurgiu Florian Nicolae, un apropiat al acestei instituții de învățământ, aprig susținător al învățământului giurgiuvean, care a subliniat faptul că școlile de meserii trebuie să existe. Îi felicit pe organizatori, felicit dascălii liceului, felicit pe toți absolvenții și bineînțeles de urez succes. Încercăm să sprijinim cu toate eforturile noastre, noi oamenii de bine din Giurgiu, să sprijinim acțiunile de dezvoltare a școlilor de meserii, a calificărilor pentru, și pentru alte ocupații decât cele actuale. Și anume, de exemplu, să formăm electricieni sau electromecanici în cadrul acestui liceu. Le urez succes și le doresc să pășească pe urmele celorlalți înaintașilor lor care au absolvit acest liceu, pentru că este un liceu de renume, iar dacă suntem pe malul Dunării, bineînțeles că este și un liceu cu tradiție a Giurgiului. Instituția de învățământ oferă o gamă largă de specializări în cadrul școlii profesionale, cât și în cadrul învățământului liceal. După ce au vizitat școala, sălile de clasă și laboratoarele, sala de sport și biblioteca școlii, care este dotată cu peste 2000 de volume de literatură română, universală, dar și cărți de specialitate specifice specializărilor, invitații, dar mai ales foștii elevi și profesori, au stat de vorbă depănând amintiri și momente care le-au marcat anii de liceu.